Un șofer și-a lăsat mașina la intrare în parcarea de lângă primăria Zalău, fără să se gândească la cei care circulă în zonă. În momentul în care s-a realizat filmarea, parcarea nu era foarte aglomerată, dar a ales să încurce circulația lăsând mașina la intrare. Mulțumim telespectatorilor anonimi care au sunat la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de Facebook ztv.ro, e-mail zalotv@gmail.com sau pe WhatsApp pe numărul de telefon 0742 073 833, iar la 3 filmări veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele. Cine e ăsta? Nu știți? Cum să parchezi acolo? Oare cine i-a dat permisul? Așa e? Aici nu este. Nu știu cine e asta. Cum o parcat așa? Mai chiar e care era la de speche. Femeie a fost sau bărbat? Femeie.